Ioana, am o surpriză pentru tine. Ce? Pentru că am trecut printr-un clip pe care l-am făcut cu sormea, aveți linkul în descriere dacă vreți să uitați după ce vă uitați la ăsta. Ioana s-a supărat pe mine destul de mult. Glumesc, nu s-a supărat, dar zilele astea a venit o femeie la mine și mi-a zis: "Să știi că eu te știu de pe YouTube și nu mi-a plăcut ce ai făcut surorii tale." Și zic: "Da, ce am făcut?" A făcut o referire la clipul ăla. Astăzi o să-ți dau ocazia, Ioana, să ție revanșa pentru cum am spus și mai devreme, pentru ce ți-am făcut. Dar voi nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac și dacă mai vreți clipuri în continuare. Neapărat abonați-vă canalului și dați-mi follow pe Insta și mie și Ioanei. Doamne ajută, și pe TikTok am pus un TikTok amuzant acum. Zi, Ioana, cu ce vrei să începem? Ce vrei să faci? Păi, să mergem la Brașov și o să ți dau diferite chestii de făcut acolo. Vede, poate îmi dai să-mi iau și o geacă nouă, că nu m-a fost la opor de când nu am. Vedem. Dă-mi așa un plan, să vedem ce facem la Brașov. Ok, Brașov, o să mergem să luăm de mâncare pentru că n-am mâncat nimic azi. Mie e foame, da. Băi, e destul de târziu, soarele apune destul de devreme. Tei trebuie să ne ocupăm de ce trebuie să facem afară, Ioana. Este învăț să schimbi că uite acolo avem pârtia Nazuga, foarte bună. Mergem la film, mergem la Romina Vătămu, mergem. Mergem și la Romina Vătămu. Ar fi o idee să pornești și căldura, că înghețăm aici, facem țurțuri. Sunt 9 grade afară, e cald și în mașină sunt, nu știu câte sunt, dar sunt multe. Dar dacă vrei, dau căldură, schimb și viteza dacă e. Îți dau și încălzire în scaun, 5 trepte ai. Gata, regina mea. După un drum destul de lung în care le-am dat senzație prietenilor mei pe drum, țin să menționez, te calcă mașina, stai. Țin să menționez că am condus legal, evident cu limita de viteză legală și așa. Sper că v-ați simțit în siguranță cu mine în mașină. Cum am ajuns și noi la Coresi. Ce vrei să facem, Ioana? Nu știu dacă o să mergem întâi să mâncăm sau să mă duc să-mi iau ceva de îmbrăcat. Bă, stai, era să cadă, nu te uita la țuțele în sorbe. O să mergem să mâncăm și îmi iau câteva chestii pentru în față. Și nu vei, hai. Ce zici? Îți luăm unul ăsta să facem brunet? Ce ziceți? Tava. Nu? Cum zic? Nu, la 10.000 de like-uri o să-l facem brunet pe Robinet. Nu mă fac brunet. Ba da. Bro, tot ce am arătat până acum e maro. Și a zice că vrea ceva maro. No cap. Tot ce e aici arată la fel, doar că în culori diferite. O să mergem la Arbii. Ca să nu iei să dai cu pumnul cu oamenii de pe acolo. Mi-a dat cu pumnul cu oamenii. Da. Și vrei să dai cu pumnul? Eu? Da, în aparatul ăla. Da, da, da. Da. Hai. 10 bani. 10 bani. Cât crezi că să dai cu pumnul în sac? Nu știu, cred că 800. Te crezi că vreți să dai mai mult sau mai puțin decât mine în sac? Băi, a dat, ești nebun la cap. Ai fost puțin departe de 800. E pus pe modul hal, nici hal nu dă 999. Nu, în aparatul ăla. Vrei să dai și tu? Da. Vrei să te bagi într-un concurs? Da. Are el un jeton, ne dă mai puțin, face 5 flotări. Da. Te bagi? Ești de acord? Și eu mă bag. Trebuie să dai mai tare decât... Cum te cheamă? Fabian. Fabian. 656. Bagă flotările, puiul meu. Hai, una, două, trei, patru, cinci. Bravo! Zici, sormea, că vrea să jucăm air hockey, că ai jucat vreodată? Da. Exact, n-am jucat niciodată și vrea să joace acum versus mine. Ce bine joci! Hai să mă duc pe ea. Vrei să duci pe ea? Te cam bate, nu? Cât e scorul? Bate, rog! E 6-2! Da, nu ai nicio șansă. Bravo. Gata, băieți, este duelul titanilor. Eu versus cameramanul meu de astăzi. Cât ai? Bă, băiatul ăla l-a lăsat, dar pe tine nu. Bă, el l-ai lăsat, bă, eu n-am mâncat tare. 743. Asta, Dante. Foaie ca asta. N-ai vedea cu așa ceva pe mine, să mă rutu. Da. Gata, băieți, am numărat și pustirea asta, ce e. Pentru că Robi a fost atât de drăguț. Știi că ăsta e scopul videoclipului. Da, ideea e că tu trebuie să mă scrivești, Ioana. Da, dar eu nu sunt chiar atât de rea, așa că o să vreau să iau și eu ceva de îmbrăcat lui. Să știți că nu ne-am vorbit de asta înainte. Da, chiar nu. Chiar nu. Bine și ziua lui. Robi, ești bine acolo, că asta e cabina de probă, nu vei cer. Chiar mă lup, mă, cu ăsta. O să vedeți și hanoracul pe care mi l-a lăsat, dar nu o să vi-l arăt pe clip, o să vi-l arăt pe un story, pe Instagram, așa că intrați pe Insta și dați-mi un follow. Până atunci eu mă bat cu lănții cu ăsta, sper că am unghiile tăiate. Când reușesc eu să-l pun în sormea, dați-mi voi un like. Da, mă, e tare. Parcă completează outfit-ul. Vrei să mergem să mâncăm? Da. Revenim de la masă. Am mâncat și noi, Ioana,
ca domnul, cel puțin de bine. Dar de unde? Că stăm după comandă 2 ore. Nimic n-avem, băieți. După ce mâncăm, mergem acasă și vedem ce mai este Ioana să facă. Mai timp la dispoziție, nu știu cât timp. Înainte de acasă trebuie să mergem să fac și poze, pentru că nu mi-ai făcut azi. În sfârșit ne-a venit și nouă mâncarea. Poftă bună, Ioana. Și tava, și tava. A zis Ioana că are poftă de înghețată, mergem, îi cumpărăm înghețată și îi dăm și noi acasă, că sunt în molul ăsta de vreo 4. Și pozele. E a doua oară când ne face chestia asta, tot cu înghețată. Cred că e mai bine în partea unde se vădă. Da, băieți, acum ne îndreptăm spre misiunea de a face poze. Eu m-am gândit la o chestie foarte tare, la modul că să iau un scaun de la roz, să-l pună acolo și să se vadă ea cum stă așa frumos picior peste picior pe un scaun roz. A zis că nu vrea, că acolo sunt mai multe luminițe. Vedeți poza la mine pe story, ok? Când a apărut vlogul ăsta, e story la mine pe profil care vă redirecționează pe profilul lui Sormea. Să intrați și dați și un like. Eu nu mă pricep. Tare, tare. Așa e cam, fața acolo. Gata. Ai făcut câteva. E oribil asta. Hai să mă țin despre capăt, așa e să-mi ajungi. Ai să-ți bagă. Am mutat pungile. Am ajuns și noi acasă de la mall după, nu știu, cred că 6 ore de stat în mall. Mă doare capul, aglomerație multă. Chiar a fost fun, am făcut poze cu foarte mulți dintre voi. Probabil vă las acum pe ecran niște filmări. Chiar mă simt foarte bine că veniți la mine și facem poze. Nu știu, mă simt împlinit și simt că mi-ating țelul pentru care eu m-am apucat de YouTube. Ana, hai te las să mă mai scrăvezi din ce vrei să fac. Pentru că... Ideea e că înainte să dăm start drag, mi-a zis din prima că o să vrea să-i fac curat în cameră. Zic cu ce încep. Vrei să fac patul? Bine, hai, zile și tu, băieți. Ok, și eu... Eu până atunci încep. Vorbiți cu ei. Am intrat încălțați în cameră, o să vreau să ștergi băpinele. Faci patul, da, pentru că nu am avut timp să-l fac azi eu. Și să dai cu aspiratorul. Ia dă-mi cu apă hamsterul ăla. Cât? Chiar vrei să șterg adida și... Hai, ridică piciorul. Bă, vină cu asta, stai și tu măsuț aici. Mamă, dar e material, e piele întoarsă sau ce? De mâncare, nu vrei să-ți gătesc, nu vrei să-ți faci nimic. Ți-e frică să mănânci din mâna mea, zi adevărat. Și mie mi-ar fi. Nu vrei să-ți facem probe de date? Să fie 100 de băi, să stai pe un scram și să te întâlnești cu tația la acea zi. Cred că anxietatea ta nu te-a lăsat să faci asta, nu? Ok, gata cu botinele. De unde iau un aspirator? Te pofesc. Da, probabil când pornesc asta nu o să mai aud. Ești amuzant, pornește-mi-l înapoi. Nu m-ai oprit! Faceți surpriza! N-am făcut noi nimic! Gata, eu nu mai dau cred că stăm bubuie în mână! Bă, mișto, bubuie în mână! Ai văzut și tu cum face? De ce stăm noi doi ca doi frați? Așa zice mama mereu. Că noi doi stăm ca doi frați, dacă n-aveți un Robi sau Ioana să vă luați, nu Ioana? O să facem niște TikTok-uri. Pe care o să le vedeți la mine pe TikTok. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. O să te prefaci că te dai cu deodorant, să mergi de ce mă pui să fac chestii cringe? Hai! Și să mergi așa cu genunchii doiți. Bă! A făcut maimuță! Ce periuță urât ai? Nici nu știu de unde a apărut, nu cred că e a mea. Hai că nu văd! Da, mă, că trebuie să văd eu. Ba da, ba da. Imaginează gen să ai atâția bani cât să ai pe cineva care gen chiar să te spele pe din. Ce-i fi așa leneș? Da, ce șmecher să simt din ții pe periuță, mai ții simt nașpa rău. Fără mișto. Păi că nu văd aici. Deschide un pic. Scuze. I-am dat de greșeală periuța pe cerul gurii. Nu! Să-ți dau cât de repede pot, fii atentă. Îmi faci răni. Mai râde, mai glumim și noi. Nu știe să-și lege și returile și și-a făcut not. Eu nu știu pe mama să desfac ăsta, că nu știu. Nu pot, nu știu. De care trebuie să trag? Am găsit. Să trag. Ele aici. Dormim blugi. Ați prins și voi că nu o să doarmă, doar încercăm să facem outro-ul la vlog. Nu! Ia-ți hamster în brațe, ca lumea. Așa. Going up, you know.